A fost sărbătoare mare în comuna Malovăț. Nedeea din ziua Sfinților Constantin și Elena a strâns oameni din toate colțurile județului la petrecerea organizată sâmbătă seara. La eveniment au fost prezenți alături de autoritățile locale și cele județene, prin președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu, alături de echipa PSD Mehedinți. Primarul comunei Malovăț, Ion Michescu, este un om implicat în comunitate și de aceea își dorește ceea ce este mai bun pentru locuitorii comunei. Astfel, într-o zi cu o semnificație extrem de importantă pentru creștinii ortodoxi, Sfinții Împărați Constantin și Elena, a fost sărbătoare mare în comuna Malovăț. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, care le-a urat multă sănătate tuturor locuitorilor și mult spor primarului și consilierilor locali în implementarea investițiilor în anii următori. În această comună, voia bună a locuitorilor se împletește armonios cu investițiile administrației locale, condusă de primarul Ion Michescu. De asemenea, alături de președintele Consiliului Județean, la eveniment a fost prezent prefectul județului Alin Isuf, dar și echipa PSD prin parlamentarii de Mehedinți, Liviu Mazilu și Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea, vicepreședintele Consiliului Județean Ionică Negru și inspectorul școlar general Alin Tomoescu. Cea mai mare bucurie a fost însă cea a revederii, mai ales în contextul din ultimii ani, cel al pandemiei. Muzica și voia bună au fost la ele acasă. Nedeea din ziua Sfinților Constantin și Elena a strâns oameni din toate colțurile județului la petrecerea organizată sâmbătă seara. La 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 la